Deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Vasile Bolea, susține că va face interpelări la procuratură, SIS și Poliția de Frontieră pentru a afla detalii despre presupusa tentativă de contrabandă cu țigări comisă de deputatul PAS, Oleg Canațui, care a fost prins de vameșii români în timp ce transporta 18 pachete cu țigări pe 9 septembrie. Într-un microbus potrivit lui Canațui ar deține o firmă de transport de colete prin intermediul căreia își realizează schemele infracționale. Contactat de Moldova 1, deputatul PAS Oleg Canațui a negat acuzațiile și susține că declarațiile lui Bolea sunt falsuri. Din sursele noastre demne de încredere, de care au solicitat anonimatul, ni s-a comunicat următoarele. Că deputatul Oleg Canațui, având mai multe rotiere în proprietate care transportă colete, personal a urcat la volanul unei rotiere care transporta colete în Uniunea Europeană, a traversat frontiera de stat utilizând pașaportul diplomatic, a traversat prin coridorul verde, fără ca să fie expus unui control. Bolea a criticat dur acțiunile lui Canațui, despre care a spus că a discreditat legislativul. În acest sens, parlamentarul i-a solicitat deputatului PAS să-și depună demisia. Contactat de Moldova 1, Oleg Canațui a negat acuzațiile. Alesul Poporului susține că, de fapt, aceasta este o răfuială politică, iar scopul este de a-l denigra. Parlamentarul susține că cel mai probabil îl va ataca în judecată pe Vasile Bolea, dar și pe ceilalți care lansează astfel de falsuri. Canațui afirmă că nu deține pașaport diplomatic. Recent, în presă, s-a apărut informația precum că deputatul PAS ar fi fost prins cu țigări de contrabandă la postul Vama Luancea. Ulterior, Canațui a venit cu o reacție pe Facebook. Acesta a menționat că cele 18 pachete de țigări, care costă 480 de lei, erau pentru o cunoștință la care mergea în ospeție în România, alături de alte 6 persoane. Acesta susține că le-a procurat de la Duty Free, care se află după Vama Moldovenească. Canațui spune că nu le-a ascuns și totul a fost la vedere, dar a omis faptul că traversarea terestră este diferită de cea aeriană, unde sunt permise doar 2 pachete de țigări de persoană și nu 2 blocuri, cum este permis la Vama din aeroport. Iar când a fost preîntâmpinat că nu îi se permite, acesta a scris un act de predare și le-a lăsat în Vama Românească.